Medicii de familie protestează față de birocrația din sistemul de sănătate și nu mai acordă servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, astfel încât pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Este a treia zi de protest. Asta înseamnă că bolnavii trebuie să plătească pentru consultații, dar și să achite integral rețetele liberate de cadrele medicale. Consultațiile s-au făcut pro bono, pacienții care au venit au fost văzuți, au primit rețete simple, nu se eliberează acte în contract cu casa, adică rețete, bilete de trimiteri. Repet, nu e o situație confortabilă pentru nimeni. Dorim măcar ca să apară ceva scris din partea decidenților, că ceea ce promit numai verbal, să se și întâmple. Problemele în principal sunt legate de ceea ce înseamnă excesiva birocrație, da? Hârțoage, efectiv hârtii extraordinar de multe. Și în același timp este un protest vis-a-vis de ce înseamnă acest program CUI, care în mare parte nu funcționează corect. Bagi cardul, ți-l scoate afară pentru că nu te poți conecta. Îl scoți, iar îl bagi, iarăși încerci să faci ceva. Îți validează sau nu îți validează o rețetă. Aștepți să-ți valideze rețeta. Sau, de multe ori, poți să faci altfel. Ar trebui să vedem un istoric al pacientului. De câteva luni de zile nu mai putem avea acces la acel dosar. În Dâmbovița, protestul a început de marți. Pacienții au fost practic la mila medicilor. La pensionare ăștia care are 5-600, ce să facă omul? Pe ce să dea bani? Le luați compensate? Până acum, da, dar să vedem dacă încolo. Și ce veți face dacă nu mai dau compensate? Nu le mai iau. Nu e bine. E toată lumea alertată. Sigur că da. Nu e bine ce face. Ce face? Sare lumea peste ei, omoară. Și în Argeș situația este critică. Ilia Avram este un bărbat care luptă pentru viața soției sale. Bolnavă de hepatita C, bărbatul a fost trimis de la spital la medicul de familie, care nu a putut să-l ajute decât cu sfaturi. Acesta spune că are nevoie de o trimitere către spitalul Fundeni. Nu știu în ce situație sunt pus. Între tratamentul, viața soției mele, cred că este pusă în pericol. Pentru că dacă tratamentul nu are continuitate, normal că va scădea și efectul tratamentului și în condițiile astea nu avem decât noi pacienții de suferit. În aceeași situație s-a aflat și o altă bolnavă cronic rămasă fără medicamente. Mie îmi trebuie rețete, suntem și eu și fiul meu bolnavi cronici și suntem asigurați de o viață, am muncit o viață, 37 de ani, el este persoană cu dizabilități și acum îmi spune că nu-mi dă rețete. Eu sunt cu hepatită C, sunt cu bol de inimă, am 4 bol de inimă, sunt cu diabet. V-am spus, fiul meu are epilepsie. Nu dăm absolut niciun act în relație cu casa de asigurări, pentru că aceste acte eliberate de către medic se întorc împotriva noastră și le vom plăti. Până acum, circa 70% din medicii de familie din întreaga țară au semnat actele adiționale de prelungire a contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, potrivit CNAS. Surse din rândul medicilor de familie spun că numărul celor care au semnat este de fapt mult mai mic.